Salutare prieteni, Andrei sunt de la Tuning Shop. Astăzi vreau să vă prezint ceva foarte interesant. Numai puțin ca să-mi pun și eu camera. Opa, așa. Bun. Sper să ne vedem bine. Bun, ce vreau să vă spun astăzi? Avem o problemă la ATV. Am înțeles că și la 450, și la 520, și la 600, nu știu, la 850 și la 1000, dacă este această problemă. O să vă arăt imediat ce se întâmplă. Cum vă protejați rulmentul de la variator, acela unisens, cum îl protejați. Să vedeți din ce cauză se strică. Am descoperit acum. Probabil că alții au descoperit mai de mult, dar eu acum am descoperit. Unul dintre prietenii mei a pățit această problemă cu un 520. I-a topit aerisirea de la variator, acea protecție. I-a topit și plasticul de la ea și a intrat apă în variator. Intrând apă acolo, i-a blocat rulmentul unisens. După cum știți, costă undeva la 1300 de lei acel rulment. Alaltă, după ce am venit cu ATV-ul după munte, am vrut să verific, să văd exact și la mine dacă am aceeași problemă cu acea protecție. Și ce credeți? Este arsă și la mine. Am sunat la reprezentanță, băieții mi-au zis bineînțeles să facă poze, că o să mi-o schimbe, dar vă dați seama că o să mi-o schimbe și o să vină, o să se întâmple aceeași problemă și am doar 500 de kilometri cu el. Așa că am hotărât să-l demontez și să văd ce pot să-i pun acolo ca și protecție, să nu mai se încălzească. Haideți să vă arăt exact unde este. A, uitați. Vedeți? Va trebui să scot carena pe partea dreaptă și să-i scot toată tubulatura. Bun, am dat șaua jos. Trebuie oricum scoasă carena. Ia uitați-vă. Deci la mine este de cât puțin, n-a ajuns să topească, vedeți? Plastic. Toată protecția asta este varză. Și acum va trebui scoasă și să-i punem pe ea. Am înțeles că e un material, să mergem în târg. Auzor, cred că trebuie scoasă carena, nu? Tot asta. Nu, vreau să scot niciodată. A? Să ai pe colier, putem să o scoatem așa. Să vedem cum. Vezi, ea are? Vezi, ea are protecția acolo. Și aia dacă se topește și țeava, la revedere, intră mizerie și direct în variator. Aici este. Unde e? Are prindere acolo? A? Nu, trebuie scoasă toată carena. Nu am decât asta. Păi asta e cu tot. E de aici? Hai să o scoatem. Vedeți? După ce am îndepărtat carena, asta e toba. Și exact ăla-i. Bucățelele mici mi-au căzut acolo. Mamă, dar la fix am demontat-o. Și o izolăm de aici până aici. N-ai ce să iei, nu? Toba sau pe ea? Păi nu toba. Aia o izolăm.
Polierul le scoți acolo? Uite că a ieșit. Asta a ieșit. Trebuie să nu se ducă mizerie în ăla. Uite că-l dau. Îl dau eu jos? Uite așa. Ce prostie, zici că e folie de aia de ciocolată. A pus chinezul. A intrat apa? Da? Da. Am variat-o? Păi să vă durme aici. Să vă durme aici. Hai să punem noi blitz. Bun, i-am desfăcut și capacul de la variator și ia uitați-vă ce am găsit. Apa. Vedeți? Uitați. Da, apă, da, apă. Apa am găsit. Ia uite. Ia uite ce. Du-te. Du-te și ea. Ăla e bine? Da, e bine, dar... E cât de cât sus, dar dacă nu-l desfaci... Nu-l desfaci de când în când, acum trebuie și ăla. Acum se adună apa de la și de-l arunci ca ce... Ca să-i lateze apa la ăla. Da. Deci mare atenție la treaba asta. Cureaua, bineînțeles că e nouă, că nu are 500 de kilometri ATV-ul. Și în spatele ăsta este acel rulment, uitați-l, unisens. Am găsit și bandă din asta de protecție. Dar asta ce are? Azbest în ea? Ce are? Și azbest și... Am găsit în târgu Autovit 25 de lei... 20 de lei metru. Mai ales în asta. Gata și operațiunea asta. Ce face asta așa? Da, așa, se băstă că e. Cam așa arată. Vedeți, am îmbrăcat-o cu folia asta specială. Bun, cam asta a fost. Sper să vă fie de ajutor acest clip. Să vă ajute. Până data viitoare. Vă salutăm!